Ferramenta asta e o călăgie mai care sunt 101 de oameni. Oamenii ar trebui să meargă la alegeri. Da. De ce? Pentru că de votul lor depinde situația țării noastre. Când alegem președintele, când alegem parlamentari, știi când mama și tata se duce la alegeri? La biserică sau și... Ai auzit vreodată despre alegeri? Alegeri? Da, alegerile, eu am acasă Bear Grylls, unde trebuie să-l ajut să îndeplinească misiuni, dar mai des să găsească civilizație. Dar și acolo trebuie să faci alegeri, ca așa. Alegeri sunt ceva de care se duc la grădiniță, nu știu, doar copii din școală. Alegeri sunt acele care le faci, adică care trebuie să le deplinești. Ca la regi, spun ceva și dacă ești un servitor bun, trebuie să îndeplinești porunca. Cum ar trebui să fie omul pe care noi să-l alegem? Sau deputații pe care noi să-i alegem? Cum ar trebui să fie? Buni, corecți. Slujitorii sunt cei care slujesc pe regi. Adică, credeți, zice, adă-i mâncare, apă, fă curat. Dar cine sunt regii atunci în schema asta? Schema asta, regii sunt aceia care nu fac nimic, se odihnește, servitorii fac ce poruncește el. Alegerile sunt niște alegeri în care se votează cine, de exemplu, este președintele Chișinăului. Orice om are dreptul să-și expună părerea în a vota, a explica de ce a votat și eu cred că noi ar trebui să facem acest lucru.